început. Nu ți-am spus că te iubesc, dar eu știu că e priceput. Dacă nu te-aș fi iubit, mă retrăgeam fără probleme. Înțelegeam că nu e reciproc, sigur mai devreme. Nu te-aș fi iubit, nu ți-aș fi permis deloc să flirtezi cu mine, să mă faci ca să-i o foc. Ca bărbat nu prea stă bine mie să înghit în sex. Și chiar dacă te iubesc, eu acum plec. Dar cui îi pasă? Dar cui îi pasă? La restoranul lucrează până dimineață și eu azi nu mai ajung acasă. Ca să înțelegi că am plecat de tot. Dar cui îi pasă? Dar cui îi pasă? La restoranul lucrează până dimineață și eu azi nu mai ajung acasă. Ce Viorica, mergi să cumperi ceva de la Bobana? Nu știu dacă să-mi cumpăr, mă duc și eu așa cu văzut. Tu ai fost la dâns și Ariel acolo. Nu, acolo nu ajungi oricine, acolo ajungi numai cu oameni din credere. Am auzit că haine, cosmetică, de este. Și chiar e brand original de asta? Că din Europa. Ei, șaza e Valera Ghinișoara, măi, ori tușiesc, ori din Europa, nu-l mai prișechi. A, este din magazin din Europa. Știi ce am auzit eu? Ce? Că o perechi de bluși de este de la mall, știi, pe care le luăm noi cu 1000 de lei, plătându-ți poți lei cu 700, e drept? Cred că. Omul vrea să scăpi mai repede de marfă și de tău vinde cu așa preț. Și ceva îmi pare nesuspect aici, înțelegi? Oamenii vor să vândă cât mai scump, dar babană mai ieftin. Și ceva, ceva nu-i curat aici la mijloc. Ce că ceva aici e suspect. Dar tu și nu știi și cu marfa asta? Dar și cu marfa asta? E furată și... Cum e furată? Frata din Franța, cu al de frații lui Băbană, al de samurai și, și fură trimat acasă. Ei, nu mă nebuniu, ai, Valera. Dar și tu n-ai știut. Cum de mergi la magazinul lui și n-ai știut principalul? Păi furată? Da. Să mai spun o fază. O prădat ei un magazin cu lingerie și o furat mai mult sutieni de ăștia mari. În Franța nu i-o putut vindic, e o parte de marfă vând pe loc acolo. Și că de să-i ducem în Moldova, că aici la noi femeile sunt femei, au sânii mari, nu ca franțuzoaicele ce. Dar nici aici nu le-au putut vinde, așa de mari și erau. Ia oprește, Valer. Oprește, îi zic. Și dreptă e babană vinde haine furată? Păi și tu nu știi, tot satul știi. Și cum îi spurt eu haina așa când eu știu că e furată? Tăpirile sunt din magazin, nu nouți, sunt nepurtate de nimeni. Și dacă sunt nouă nouță, dar sunt furate. Ei, de-am știut. Pe mine, Valera, mama cu tata m-a învățat așa. Mai gine să trăiesc din sărășie decât din furat. Hai, întoarce mașina și du-mă acasă. Și șubuiești? Întoarce, băi, mașina și hadem. Lucicu! Tu mai ai mult să mă bârfești și să mă grăiești în tot satul? Ieși tot amul pe poartă și chișor de-a tău să nu mai și în o groadă a mie. Tu mai ai mult să scoți vorbi despre mine în satul ăsta? Ieși tot amul pe poartă! Și te-ai așezat, fa. Tu și spun eu. Lucică, eu n-as mai calc în ograda ta. Dar eu te rog să terminăm să ne murdărim. Tu și crezi că eu n-am ce spune despre tine? Nerășinată! Eu n-am și grăi cu tine. Eu n-am și grăi cu tine. Tu și vrei, fa, ca noi să spunem tăi ce știm una despre alta și unde să ajungem? O să ne distrugem familiile! Țătanii sămțetelor, am făcut om din tine, te-am scos în lume, ți-am ajutat, că fără mine erai un nimeni! Dar eu nu
te-am ajutat, eu n-am făcut tot pentru tine. Lucica, eu zic să ne liniștim și să nu ne pierdem mințele cu tătu. Nerușinatu, nu vreau să te văd, nu vreau să te aud, cine oare te-a scos în fața mie? Lucica, de unde atâta ură din tine? Lucica, parcă te-a schimbat cineva, parcă te-a diurchet cineva. Uite, bun, bun, hai, eu zic așa, eu n-am avut dreptate. Și îmi cer iertare. Nu mă liniștești, te rog. Tu știi unde te duci cu iertarea asta ta? Tu știi unde? Coră-te de aici, că nici rău nu mă când te văd. Și vrei să zicem te știm una despre alta și să ne râde tot satul de Angela, să ne râde? Of, și nu-i grea, nici n-am o ieră asta. Lăscu-mi și-o. Liber, coră-te unde și-o dus sordul roata și mutul iapa. Coră-te de aici. Eu mă duc, dar să știi că eu am să spun tot ce știu despre tine. Vrei să ne distrugem? A să ne distrugem, a să ne distrugem. Coră-te și nu-i sporca o grada. Mi-s înțeta. Dacă n-am găsit și pierși, a să duc lui femeia mea acasă un țuruiac măcar. Opa! Oleg are telefon. Dar de unde l-ai furat, ai? Nu l-am furat. L-am cumpărat. Vezi, Oleg, și-o luat Fiodor și telefon. Hai și ei și el, așa-i? Dar și numai tu poți avea telefon. Și cât a dat pe dânsul, ai? 150 de lei. Și ăsta-i telefon, ai? Eu pe nea am dat 250 de lei. Măcar poți grăiești la dânsul. Am scris aici câteva numere, dar nu știu a cui. Opa! Uite, mă sună nu știu cine. Alo! 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 Da, cine este? Da, cui tu suni? Da, cine este? Da, cui tu suni? Vreau să aflu. Și să afli? Cui sun? Dar și tu nu știi cui suni? Nu știu. Cum tu suni și nu știi cui suni? Așa s-a prinit. Dar cine ești tu, ei? Da, tu. Păi, când suni undeva, apoi cea care sună primul trebuie să spui cum îl cheamă. Dar ce să mă vezi tot mine și să spun? Auzi, ei, dar nu vrei să trimite tot tine într-un loc? Du-te tu acolo. Alo? 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 Mi-a închis trupca, tâmpitul. Și mine m-a sunat unde îmi ducă-i. Deci, spun cine sunt. Dar eu zic, dar tu cine ești? Păi, dar știi că eu la unele aș interzi să aibă telefoane. Păi, Oleg, ei, dar tu știi că noi mătii că am grăit amândouă, ei? Până am sunat unul pe altul! Dar cine ești tu? Dar tu cine ești, ei? Bine, că-l vreau să aflu! Zică-mă, cine ești, ei? Băi, dânducea, băi, dă caldare și ei în coase! Ei, Oleg, ei, din noi și percari, adem acasă, ei! Adică. L-ai îngrăit amândoi. E așa, e, cum e? Eu te întreb și stai el dacă tu îmi ducă. Și iată, crea în casă, e seama tu pe mea. L-ai îngrăit amândoi, dar... Simoncic, privet! Eu de-am dat la svidania la Rusia să acasă. Ui, și frumuseț aici, uite! Poama scoași acolo, cherțările au ciocopt. Malina, tot dem ciocopt. Ui, și delicatez, ia! Băi, și eu mă vreau și eu. Păi vină și! Da, vină. Păi și să vin, mai într-un vezi că nu zboară nică din Italia spre Moldova. Dar vin cu autobusul. Nu merge nici.
la microbuzele pentru colete. Dar pe bagă-te pentru colete și... Da, bagă-te. Fai, Simonicică, dar știi ce tare vreau eu un băițel? Ei, nu mai spune. Dar eu vreau fetiță. Dar păi, faci-mă un băițel și prin un șofetiț, care e problema? Doamne, și ușor la tine o faci copii. Băi, copii nu cresc așa cum cresc. Simona, eu prin câte greutăți am trecut și cât nopți îndornite am avut, pentru mine mă iescresc cu un copil și floare la urechi, Simona. Păi, Soma, stai mai întâi să facem muntul, ia ca spunem data și... Păi, Simona, parcă am grăit pe tema asta odată. Și nu vezi că din cauza la pandemia asta, te-ai sute și mii de nunți s-o amânat, nu? A, păi drept, și în Italia s-o amânat zeci de mii de nunți. Toată lumea s-o amânat milioane de nunți. Dar pânirii și niresul și ele și stau și așteaptă. Știi câți copii s-au născut amoia fără nuntă? Op, Doamne! Ei, da vorba și aia, odată și odată, se termine pandemia asta. Dar până atunci vreau să trăiesc și eu cu tine ca soț și soții, mă înțelegi? Simonici, nu? Dar pucu nu ne ia registratul. Dar ne registrăm noi, ne cununăm, facem un băiețel, facem și o fetiță. Și de-amă când să apte, facem și nuntă și... Stai, măi, mai întâi să ajung acasă și apă. Dar pă, hai, ajungi odată. Băi, Soma, e cam mua, aș zbura. Ei zbura? Dar cum ai zbura? Vrei să arăt cum? Ia uite încoași. Ia mult să arăt eu cum să zboi. Uite, atent. Ia, se vede așa, se vede? Simona, așa se zbori. Ai văzut? Ai văzut? Măi, Soma, e că eu nu știu ce viață să am cu tine. Dar precis lasă și mult. Asta ți-o garantez. Bun, Simonici, hai că eu mă duc, am o leacă de lucru. Te-am pat, bun? Hai pe ca. Ei au de gând să ne cheme la masă, au uitat că au lucrători. Când ei dea mânghiorăi mațele. Poate n-aș uita. Ei! Oh, bună ziua, Maricica! Ai văzut? Nici nu ne-au răspuns. Așa se mai schimbă lumea azi. Ieri îți dădea bună ziua, azi faci că nu te vede. Ieri erați neamuri, azi e neam numai cu cei bogați. Și nu numai între străini, dar și între neamuri. Parcă zic, ieri erați neamuri, azi nu te știu, nu mă știi. E ca cum eu cu Varmea Fănica. În tinerețe eram cele mai bune prieteni. Dar cum o prins să bogățească câte o leacă? Cum s-a terminat prietenia? Fănica? Asta și care ia un bar? Și bar, și sală de nunți. Și vezi că ei cât aveau numai bar, apoi erau prieteni cu cei care aveau și ei bar. Dar cum și-au deschis sală de nunți, gata, o străcat prietenia cu ăștia. Păi, cu ăștia câți mai sărași decât așa. Le spăreau prea sărași. Ei în sat de-amă n-au cu cine da bună ziua, n-au cu cine grăie așez din flaț. E Jora Rublă, îl știi? Dar cum să n-al știu? Ah, cât era Jora Rublă, era așa un băie de treabă. Deschis, săritor la nevoie. Dar cum au venit timpurile astea noi. S-au îmbogățit și de-amă îi zic eu, Jora Dolar. Și gata, alt om. Îmbla cu nas pe sus, nu vede pe nimeni. Da, mă, știi cum îi zici? Jora Bănuț. Dacă au pierdut toată bogăția, dar năravă a rămas, tot nu dă bună ziua. Țin minte în copilărie, am fost cu dânsul și cu Mișa Trubă la frat Meri, în colhoz. A, pe el nu și-a luat un jachet, ca spune Merlin dânsul, dar un palton de-al tațu.
L-a umplut și când s-l ridic și se scrâne. Nu-l putem ridica și mai râdem de dânsul. Era lacom de pe atunci. A, de pe atunci era hapsân. Oleg! Vera! Și? Și? La masă! O, da, Dumnezeu! Adio! Ești sapa mea? Mă înțeni? Jora, bănuț! Noroc, Gicu, de aici caut la tine la magazin? Intră în mașină să-i răim. Oare că n-o să-mi cumpăr și eu așa o mașinică? Vrei așa mașină? Cine nu vrea? Dacă vrei, eu îți pot ajuta. Am întâlnit cu Moscou. Gata, vrei. Mi-am luat rămas bun, mă ating pe totdeauna. În America, nu vrei? Oho! În America? Mai precis, în Alaska. Alaska? Da, asta și tot în America. La unde? Și nu știi că este statul ăsta care el e singur dispărțit de ceilalți. Este America, Canada și Alaska. Dar pe asta la capul lumii. Mai în scurt, acolo, cum începe sezonul pescuitului. Și eu știu să mă duc pe mare? Nu, nu. Hai să lucrez pe mare. La o fabrică de prelucrare a peștelui și a cragilor. Aaa, și? Le-a fost normal. $1,500 pe lună, jumătate de an. Ia ca nu știe, Gicule. Eu trebuie cu Simona. Ia-mi ușa să mai ușurez cu pandemia asta, așa să vin acasă la Italia, să facem nuntă. Cine știe cât o să mai ții pandemia asta? Dar eu îți propun la muc, concret. Mă mai gândesc eu. Gândește. Da, bună mașnic. Ei, hai noroga. Asta după ce în ultimele 24 de ore.
Azi sunt de import din Turcia, Olanda, Ucraina și Italia. Din numărul total de cetățeni infectați, 65 de lucrători medicale. Mă rog, cum mai trebuie. Da, și fac ea că mâncare. Da, nu, și mă simt pe bine, n-am dormit noaptea și mă doare capul. A? Și s-aud. Tamara? Tamara e la spital? De bun și ei. Dar nu mă mai bucur, dar nici nu mă întristez tare chiar. Și ce? A luat o salvare, da? Și bărbață, și copii. E de amu, cum a vrea Dumnezeu, știi? Da. Ap, și cum ai trebuit, asta ai vrut să-mi spui? Bun, dar hai, hai. Tamara. Dumnezeu nu bate cu băț, Tamara. Dumnezeu nu bate cu bățul. Ehă-i drept. Să te ajungă din urmă toate păcatele, Tamarușcă. Tot rău să întoarci înapoi care mi le-ai făcut. Ehă-i drept. Eu mă tin că am temperatură. Am pus termometru și ala în casă. Doamne, firește, dar și asta. Emisiunea a fost produsă cu susținerea IREX și Ambasadei SUA în Moldova. Conținutul nu reflectă opinia Ambasadei SUA în Moldova sau organizației IREX. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine echipei de producție.